eu scris explicația, că eram ca martor. A, tu ești ca martor. Dar Ștefanul a scris plângere. Și plângere. Și explicația. Că de ce? Că au vrut să-ți ia... Că în calitate de reprezentant a presiei am venit, am încercat să mediatizez cazul și el a venit, mi-a dus telefonul de mână, după care am început, da, mi-a dus telefonul de mână și... Dar pe tine nu te-ai amenințat că te omoară când ajungi primar? Eu tăți acum am amenințat. Tăți eu când o să ajung primar. Apropo, în comisariat înăuntru un hol a zis că el a făcut 14 ani. Nu, el șcării? A zis că da. A făcut 14 ani, nu știu. Și, pare că are experiență, nu știu. De omorât sau de ce? Da, dar în însuși când a scris plângerea, acolo o întrebare de care ai. Antecedente îți că n-are. N-are. Nu știu, el a fost în Afganistan, ulea, pentru el mai altă închisoare mai trebuie. El a întrebat pe noi din ce partid suntem și noi am spus că da și reprezentanții, prezis mie de partid. Și el zic, da, eu sunt de PD. El așa s-a obișnuit, de la PD, da? Da. Poate și, de atât așa de blat noi. Dar și poliția ți-a dat document că ți-a primit plângerea? Da. Prima dată văd așa ceva. În principiu, iată. Și ce scrie acolo? Titularul buletinului cu tare s-a plâns la poliție, pe data cu tare, da? De ziua abandonării Afganistanului. Declarația depusă de Grigore Ștefan, mă rog, a? Referitor la acțiunile legale ale cetățenului Tarlapan. Așa îl cheamă, Tarlapan. Tarlapan, da. A primit... aha, mă rog, nu știu cum aici. Scrisul mai urât dictat meu. Dacă nu, nu adresa, denumirea organului, clar, deci e bun, ai dovadă că ai intrat, nu numai ce ai filmat. Credeți că o să-l trag la răspundere? Măcar sper administrativ? Ar trebui. Nu știm dacă... Dar el pare că am băut, drogat, nu? Are simptome. Semne de, că este ori băut, ori drogat. Băut nu cred că pare că... Nu miroase, da? Da. Deci probabil are altceva, nu știu, în sânge. Nu știu, ai impresia că e un scandalagiu de stare. De profesie? Dar și noi suntem scandalagii, dar nu ești chiar așa, să ne băgăm ca musca în curucalul. El îți că voi, apropo, el îți că protestatarii primul început să-l înjuri. Da, da, a început, a schimbat alea cu Plasnica. Și au scris până la urmă plângeri, că ceea că o să plâng și el împotriva noastră. Plângeri noastră, amenință. Eu nu știu. La toți indivizii el a scris plângeri, că l-am amenințat, nu știu, acolo. Vin și scrie, cum se cheamă este, rapoart. Exact. Da, e rapoart. Și cum să descărcași baterie de telefon? Hai. Hai, spui, e lovie.